Senatorul PSD susține că i-a fost prejudiciată imaginea prin mediatizarea faptului că a primit gratuit un loc de veci de la primăria Târgu Jiu în baza certificatului de revoluționar. Greble susține că nu a cerut niciodată această facilitate. Nu am solicitat niciodată, în scris sau verbal, primarului, primăriei sau consiliului local să-mi acorde vreo facilitate pentru faptul că am un certificat de revoluționar și am participat, am contribuit, am fost contemporanul evenimentelor din 22 decembrie. Toni Greblă susține că toată confuzia a plecat de la o fundație care ar fi depus un tabel în numele mai multor revoluționari, tabel pe care el nu l-ar fi semnat. Am avut o discuție și cu domnul Florin Cărciumaru, primarul municipiului, care mi-a zis că a crezut că tabelul ăla este însușit de mine, e adevărat că este fără semnătură. Nu m-a întrebat dacă eu doresc acordarea unui concesionare a unui loc de veci în cimitirul din Târgu Jiu. În realitate, în ședința de Consiliu Local au fost depuse cereri individuale din partea fiecărui revoluționar în parte. De altfel, purtătorul de cuvânt al primăriei Târgu Jiu a intervenit zilele trecute în emisiunea Provocare la Adevăr pentru a spune că nu este vorba de falsuri. Nu e vorba de niciun fel de fals, cel puțin din ce știm noi. Aceste cereri există și nu numai ele. Aș vrea să vă spun că domnul Caralicea personal a depus două sau trei cereri. Dacă cererea în baza căreia senatorul Toni Greblă este falsă, primăria Târgu Jiu a trebuit să sesizeze organele în drept, mai ales că documentul în fals a produs efecte juridice.